Servicii medicale și stomatologice gratuite, un spațiu generos pentru petrecerea timpului liber și pentru socializare. Acestea vor putea fi posibile într-o lună de zile în cadrul primului club al pensionarilor din municipiul Târgoviște. Primarul Cristian Stan a efectuat din nou o vizită pentru a verifica stadiul lucrărilor, acum efectuându-se lucrări în interiorul clădirii, deci vremea de afară nu încetinește treaba constructorilor. Important este faptul că de toate serviciile clubului vor putea beneficia toți pensionarii cu domiciliul în Târgoviște, indiferent de cuantumul veniturilor. Am venit la Clubul Pensionarilor din municipiul Târgoviște pentru a vedea stadiul lucrărilor. Așa cum am spus, sfârșitul acestei luni va coincide cu finalizarea primului club al pensionarilor din municipiul Târgoviște. În afară de acest spațiu generos pe care dumneavoastră îl vedeți și care va fi utilizat pentru petrecerea timpului liber de către pensionari, a practicat diferite jocuri și așa mai departe. Serviciile oferite de acest club vizează și servicii medicale și stomatologice gratuite. Este pentru prima dată când pensionarii din municipiul Târgoviște beneficiază de un spațiu numai al lor. Pentru a fi beneficiari acestui club, pentru a putea să intri practic în acest club, este suficient să ai calitatea de târgoviștean, pensionar și să nu suferi de boli contagioase, indiferent de cuantumul veniturilor. Este un prim pas pe care noi îl facem pentru a veni în sprijinul pensionarilor târgovișteni. Este o promisiune onorată de către administrația publică locală târgovișteană. Vrem ca acest club al pensionarilor să fie primul pas dintr-un proiect mult mai amplu, prin care fiecare cartier al municipiului Târgoviște să beneficieze de o asemenea facilitate pentru pensionari. Alături de primarul Cristian Stan s-a aflat și președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, care a declarat că a stat de vorbă în teren cu cetățenii pensionari, aceștia din urmă arătându-se încântați de faptul că vor avea un loc al lor pentru socializare și petrecerea timpului liber. Încă în discuțiile pe care le-am avut în ultimele 2-3 săptămâni prin municipiul Târgoviște, pensionarii au apreciat faptul că vor avea un loc în care să-și poată desfășura anumite activități în timpul zilei și vor avea și parte de consultații medicale gratuite. Primarul Cristian Stan a dat asigurări că în maxim o lună de zile primul club al pensionarilor din municipiul Târgoviște va fi inaugurat.